Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 3 ianuarie. În continuare, pe cer astăzi, 3 ianuarie, se formează Marea Trină. Cel mai benefic aspect din astrologie este în continuare intens pe cer și asta este foarte bine. Rar se întâmplă ca o Mare Trină să dureze mai multe zile. De această dată, uite că durează. Și asta este grozav pentru că ne transformă ziua de duminică într-o zi foarte, foarte frumoasă. Hai să vedem în continuare ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte în această zi de weekend. În primul rând, berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Berbecul trece astăzi prin stări emoționale intense. Ai gânduri legate de trecut, îți faci planuri privind viitorul și ești cumva încântată sau încântat de faptul că toate lucrurile încep să se așeze așa cum îți dorești, prind contur ideile tale și te simți confortabil și în siguranță. Cumva aș spune că intri pe drumul tău, te înscrii pe direcția care trebuie. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Taurul se gândește să facă niște schimbări și transformări în ceea ce privește locuința sau viața de familie. Însă, fără o planificare în prealabil, să știi că nu vei fi capabil să-ți duci aceste intenții la bun sfârșit. În plus, îți recomand, ia lucrurile încetul cu încetul și cu răbdare și nu încerca să faci totul deodată pentru toată lumea, pentru că s-ar putea să te epuizezi. Deci, înarmează-te cu răbdare, planifică cu înțelepciune pașii tăi în zilele ce urmează. Gemeni, ascendentul pe Gemeni și cei care au luna natală în semnul Gemenilor. Se pare că astăzi, duminică, toate rudele și toate cunoștințele te caută, te sună, te deranjează de la liniștea și zenul tău. Dar nu numai că te deranjează, ba chiar mai mult, încearcă să-ți dea sfaturi sau să intervină în viața ta și să-ți spună cum e mai bine, când e mai bine, ce trebuie să faci. Cumva îți încalcă liberul arbitru și puterea de manifestare. Așa încât îți recomand să nu te lași astăzi rănită sau rănit de criticile, observațiile și remarcile pe care le fac ceilalți la adresa ta. Îți recomand să te detașezi și să-ți pui o singură întrebare. Oare nu cumva oamenii ăștia care te critică proiectează propriile lor nemulțumiri și neîmpliniri? Rac, ascendentul pe Rac și cei care au luna natală în semnul Racului. Astăzi racii sunt destul de emotivi sau nu neapărat emotivi, cât emoțiile sunt foarte, foarte intense. Și emotivitatea aceasta s-ar putea să te împiedice să iei niște hotărâri privind relația ta, viața ta, cariera ta, locul tău de muncă. Dacă ai să ai mai multă încredere în propria ta persoană, ai să vezi că lucrurile se vor schimba, pentru că nu uita, ce simți în interior se manifestă la exterior și e foarte important să ai încredere, să transmiți încredere, pentru că lucrurile se vor rezolva foarte bine. Leu, ascendentul pe Leu și cei care au luna natală în semnul Leului. Se pare că sărbătorile te-au cam lăsat cu buzunarele goale și ai cheltuit foarte mult. Și îți pui întrebarea pe ce s-au dus banii. Pentru că dacă deschizi frigiderul, vezi că nu este plin vârf. Și dacă te gândești la cadourile pe care le-ai făcut, realizezi că n-au fost investiții extraordinare. Deci,
Ești un pic îngrijorat pentru bunăstarea ta. În loc să te gândești negativ, vai, ce o să fac, cum o să mă descurc, ce o să fie, ce o să urmeze, poate te-ai axa pe soluții. Poate ar fi bine să te gândești să îți iei, cauți un al doilea loc de muncă și în acest fel vei schimba situația. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Astăzi este o zi în care fecioara simte nevoia să-și planifice bugetul sau să-și evalueze puțin situația financiară. S-ar putea să fie nevoie să faci niște schimbări legate de bănci. Poate de săptămâna viitoare începi să prospectezi piața bancară, să vezi dacă nu poți să-ți recreditezi împrumutul la o altă bancă sau dacă ofertele făcute de o bancă concurentă nu sunt mai bune și nu sunt în și poate sunt mai în favoarea ta. Deci e timpul să faci strategii privind bugetul. Balanță, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Simți că vin schimbări, simți că transformările bat la ușă. Te simți în elementul tău, ești plin de curaj. Ai idei bune, inițiative și astăzi, un prieten sau o rudă care îți este foarte apropiată s-ar putea să-și ofere ajutorul pentru a te susține cu toate schimbările pe care dorești să le faci. Ai încredere și acționează pentru că ai să ai parte de niște realizări foarte bune. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Ai foarte multă intuiție și această perioadă te ajută să vezi dincolo de aparențe și dincolo de intențiile celor din jur. Iată de ce astăzi, stând liniștită sau liniștit acasă la tine și derulând în minte evenimentele ultimelor zile, s-ar putea ca puzzle-ul mental pe care îl vei construi să scoată în evidență comportamentul ciudat al unor persoane, comportamentul reticent al unora față de tine. Așa încât vei realiza că cineva încearcă să te mintă sau cineva încearcă să te bârfească și vei reuși să înțelegi cine este persoana, ce intenție are această persoană și să întorci totul în favoarea ta cu câteva telefoane bine țintite. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului. Astăzi Săgetătorul este egoist și bine face pentru că a sosit timpul să te gândești la ale tale, la problemele tale. Și nu te grăbi să faci planuri de viitor. Astăzi este despre gânduri și despre cum te simți tu. S-ar putea ca o persoană să îți displacă și să ai ezitări în a o confrunta sau în a-i spune că nu vrei să o mai vezi. Poate că e timpul să-ți aduni curajul și să nu mai faci atâtea compromisuri? Ce zici de asta? Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Astăzi, intuiția ta va ajuta o persoană să rezolve o problemă de familie, o problemă relațională. Este o zi în care intuiția, perspicacitatea sunt la cote maxime pentru Capricorn, așa încât vei sări în ajutorul celorlalți fără nicio ezitare. Este o zi în care capricornii devin detectivii zodiacului. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului.
Astăzi este o zi este o zi în care socializezi foarte mult și fie te întâlnești cu prieteni vechi, fie întâlnești persoane noi care vor deveni parte firească a anturajului tău. Ești într-o zi în care simți nevoia să vorbești și să interacționezi mult cu cei din jurul tău, dar încearcă să nu te epuizezi în discuții fără sens. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Astăzi ai ocazia să vezi cine ți-e prieten și cine ți-e dușman. Ești într-o situație în care cei din jur își vor arăta disponibilitatea de a te sprijini, de a te susține, de a te încuraja. Iar cei care încearcă să fugă de această responsabilitate sunt persoanele acelea false care sunt în preajma ta doar atunci când au nevoie de tine. Astăzi este o zi în care se pare grâul de neghină în privința prietenilor și cunoscuților tăi. Dragii mei, acesta a fost horoscopul zilei. Vă mulțumesc că mi urmăriți activitatea. Să ne vedem cu bine și la alte filmări și nu uita să apeși butonul subscribe dacă vrei să fii la curent cu următoarele mele postări. Să ne vedem cu bine! Pe curând!